O acțiune de două zile a Poliției Române în capitală, dar și în alte 18 județe din țară, s-a soldat cu peste 1000 de conducători de biciclete și trotinete electrice amendați. Peste 4000 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate în acest timp pentru mai multe tipuri de acțiuni și conduite ce puneau în pericol circulația pe drumurile publice. 3826 de sancțiuni au fost aplicate pentru nerespectarea prevederilor ordonanței de urgență a Guvernului numărul 195 pe 2002 privind circulația pe drumurile publice, dintre care 696 au fost pentru abaterile săvârșite de conducătorii de biciclete, 408 pentru abaterile săvârșite de conducătorii de trotinete și 2722 pentru alte abateri. Polițiștii anunță că vor mai efectua astfel de acțiuni și în perioada următoare și sfătuiesc conducătorii de biciclete și trotinete electrice să respecte câteva reguli de bun simț, precum dacă un drum este prevăzut cu o pistă de biciclete, biciclete sau trotinetele electrice vor fi conduse numai pe pista respectivă. În lipsa acestei piste, circulația trotinetelor electrice este permisă numai pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă pentru circulația vehiculelor este de 50 de km pe oră. Vârsta minimă a conducătorului unei astfel de trotinete sau biciclete pe drumurile publice trebuie să fie de 14 ani, iar acestea trebuie echipate cu mijloace de iluminare și dispozitive reflectorizante. O altă regulă des încălcată de acești conducători este purtarea căștii de protecție, care este obligatorie pe drumurile publice. În ceea ce privește situația trotinetelor electrice din capitală, consilierii PNL propun o serie de restricții care să se adauge în București la ordonanța de urgență mai sus menționată. Astfel, trotinetele electrice ar putea să nu mai aibă voie să circule pe aleile din parcuri și grădinile publice, dar nici pe străzile pietruite sau nereabilitate. În plus, se dorește ca staționarea trotinetelor electrice în locuri interzise să fie acum sancționată cu amenzi cuprinse între 200 și 400 de lei. Proiectul vizează inclusiv trotinetele închiriate în regim self-service prin intermediul platformelor online.